O așteptăm pe Andreea acum să o prindem aici la colț când iese din emisiune, să-i facem o farsă, cea mai tare farsă prin care a trecut vreodată. Hei, ce faci? Bine, tu? De când nu te-am mai văzut? Te grăbești? Trebuia să ajung un pic undeva. Îți răpesc un minut. Ce s-a întâmplat? Sunt implicată într-un proiect pentru sprijinirea tinerelor talente, știi? Okay. Și am cooptat mai multe vedete. O să facem ședințe foto și apoi fotografiile să le speculăm cumva ce în favoarea acestor copii. Super. Și mai am nevoie de o gagică, de o tipă, de un VIP. De? Azi mă simt bine. Mai să pot gândea cum să nu. Hei, gata! Bună! Povesti cu Franço. Încântare de cunoștință. Pentru tine am pregătit niște costume de la Milano, iar pentru tine am adus de la Paris, de la Londra, de la un muzeu, niște costume speciale pentru tine. Haideți să vă arăt unde sunt. Hai să-ți arăt. Scoate-o în evidență. Fii sexy. Uite așa ca mine. Nou și vechi. Ia. Vezi? Așa. Tu ești nou sau ești vechi? Sunt vechi și nou. Dacă nu era măritată, te lua de bărbat, îți dau cu tine acasă. Hai, zi. Deci. Te luam eu. Am dat să mă pe pantalon, dar e ok. Hai. Going down for it. Ești nou pe mine? Da, sunt. Ha, mai ce vrei să spui? Nimic. Ideea e că eu sunt foarte mică de înălțime. Vreau să fac și eu în altă poze. Așa că... Ce insinuiezi? Că sunt mică de înălțime și am și eu niște complexe. Fără să explică ea, Andrei, în primul rând, aparatul foto, că este special, că este unic în lumea, pentru că așa, într-adevăr, arată retro, știi? Dar lentilele și totul este reconstruit. Și da, îți reconstruit. Acest aparat, bar n-am și spun sincer că abia l-am obțit șatenă, deci dacă este îmi dai și detalii legate de aparat făcut vocă, 80.000 de euro. Super, acest aparat. Perfect. Faci și un clip cu el? Girl, do you speak body language? It's all I need to know. Ce sexy. Reciproca minunabilă, nu înțeleg de ce. Silvia, fii creativ așa cum te știu eu. Deci, trebuie să mă iei pe Andreea, să petreci mâna prin podul ei, să fii sex. Vorbești serios? Da, da, e o idee bună. Iar tu, Andreea, vin încoace, vin. Trebuie să o iei pe Silvia și să o pipui așa. Trebuie să fiți sexy și rele. Ai înțeles? Te rog să-i desparți nascule. E, hai, vezi că nu se desfac. Te rog? Nu. Hai, Silvi, te rog. Da, cum faci? Voi să aibă încredere. Hai, mă, terminați. Desfai nascule. Hai, gata, ne așteptăm niște poziții. Pe nu dacă aduc foarte ca o trebuie tot. Băi, femeie, te știu foarte serioasă. Păi, da, ce mai mă faci? Perfect, haide să le luăm. Eu pe omul ăsta nu-l cunosc și nu-l fac în viața mea. Da, da, îți garantez că e super. Mă, așa cum e. Iță că nu e un nou sau nu, dar e o să vezi asta. Bine, asta mă interesează. Unde apar pozele? Măi, nu apar, o să fie o... Păi și atunci ce facem? Păi ce poziție de... O să fie un singur exemplar de fiecare fotografie, unicate. Nu, îmi place de Andreea. Tu vorbești serios? Apleacă-te. Nu. Apleacă-te, te rog. Nu. Bine, atunci Silvia o îmbrățe și salută. Băi, intenția mea a fost bună, nu mă înțelege că ești sincer. Silvia, deci chiar nu-mi place chestia asta, știi? Dar nu tu ești mai curajoasă, te-am mai curajoasă. Da, 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 să știu unde. Nu, ia o îmbrățe. Trebuie să simtă și ea, știi? Păi, bine. Nu poți să aș. Ce să simtă? Nu să o sărbăți. Ha? Nu vreau, stă-mi. Ah, ok. Așa, fii singura. Poza! Acum. Acum. Dar zâmbește! Dar zâmbesc! Nu fi frustrată! Vai de capul meu! Frate, păi sunteți nebun la capul, cuvântul meu!
Silvi, te rog întoarce. Hai să te ridicăm. Hai. Nu, deci nu, o să mă întorc și singură. Hai. Așa. Bun. Nu mai bine. Si. Apleacă-te. Așa, eu? Cumva. Nu, Silvi. Tu stai pe loc. Andreea, dar cum și o să te poziția e asta, cumva? Da. Da, la da, bune. Băi! Era foarte frumos, stăteam așa. Ce se întâmplă? Bă, deja, așa, normal. Fii atent, Andreea, ascultă-mă, fii atent la mine, te rog. Nu la Silvia acum, da? Nu mai la așa, cu un anșom și te apreci ușor. Bine? Așa. Bravo, așa. Așa. Fața la mine și zâmbește-te. Frate, deci gata, până aici. Hai, cu ore următoare. Haideți, aici sunt perfect, mulțumesc. Hai să schimbăm postulația. Nu-ți stă bine absolut deloc. Am înțeles. Îți deci poate așa toate defectele în evidență. Nici nu mai zic. Nici nu mai zic. Băi, mă ascult. Hai, gata, stop. Ia, hai cu fake-urile. Perfect. Du-te și schimbă-te. Deci, zici ce vrei. Du-te și schimbă-te. Hai, schimbă-te. Hai că mă schimb. Dar ce mă schimb? Hai, mă, două. Mai e unul acolo pregătit, dar hai, două. Hai, e mai dezbrăcat? Că m-ai dezbrăcat din ce în ce mai mult. Hai, că, nu ești de la dezbrăcat. Mai repede, chiar ești nu stă la bine. Am înțeles! Toate defectele se le pune în evidență. Cât stă mult mai bine cu mustața aia ție. Cum iau că ai luat modelul greșit? Hai, te rog, du-te. Du-te mai repede, chiar nu. Hai. Faci cumva între picioare să vină așa. Așa. Bă, 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 încă o dată, te rog, hai, te rog frumos. Nu. Hai să facem altceva. Faci altceva, deci. Nu, ne înțelegem deloc, nu ajungem la niciun consens. Nu, eu nu vreau să mă așa cu tine. Ideea e să nu mă așa. Nu ajungem nicăieri, stăm aici prea mult, nu pleci nici tu peste jumătate de oră. Hai, ce discuție să porți cu ea? E o prietenă foarte bună, te-a dus unde trebuie. De-a cui? Poftim? De-a mea sau de-a ta prietenă? Și a mea, și a ta. Hai să facem un safe. Nimeni altcineva. Încă una și pe mine. Haide. Dragul tău e la mișto de mă! Nu! Ba, n-ai înțeles nimic! Păi, ce era de înțeles? Încă nu mai zic, dar le astea români care sunt cum vrei tu, deci ia tu și fă tu! Lasă-mă, facem de-a vrut! Hai! Spune-mi! Hai, fă! Hai, pe ceapă-s! Aici trebuie să apăiești! Fix aici, uite! Stai, 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 stai! Faza e că eu de fiecare dată, dacă îmi dau trebuie să stau cu bine. Dar nu pot să stau eu, nu pot să-și creadă, o să vezi că așa mai trebuie pot să fac și eu. Nu că aș fac ceva. Ce n-ai mai la foc? Yeah.
și cu tine. Bă, mai sunteți acum, băi, băi, pe cuvântul meu, ăsta e sonat și l-am văzut instant, ai înăbunit și tu? A fost o fază. Ce fază a fost? De ce mă face? Mă dă la emisiune de maximă audiență? M-am făcut de panoramă rău? Îmi cer scuze celor cărora mai am să le mai cer scuze. Dar eu am încercat să fiu o persoană decentă, decentă. Vinovate au fost persoane din jurul meu. Asta e. Ne vedem data viitoare. Îți promit. Cu toată inima și cu toată dragostea mea. Silvii.